stai liniștită, nu te îngrijora. O să scriu zilnic, o să te sun zilnic și o să fim exact cum am fost până acum. Pe noi nimic nu ne poate despărți. Mi-este foarte dor de tine. Și mie mi-e foarte, foarte dor de tine. Unde ești, în camera noastră? Bineînțeles. De multe ori în weekenduri se mai nimerește să vină și prietena mea pe la mine, dar e totul regulă. Eu știu că Lucian e îngrijorat și vrea să aveți grijă de mine, dar nu mai sunt un copil. Îmi plac ochii tăi. Mulțumesc. Ce zici, tu n-ai vrea să ne retragi și noi undeva? Sună interesant. Pardon? Rodica, ce faci? Lucian mi-a trimis un mesaj cu o seară înainte, în care mi-a cerut o pauză. Poftim? Da. Atât de bărbat e el, încât ți-a dat un mesaj să spună că luați o pauză. Sunt o femeie puternică, sunt deșteaptă, sunt frumoasă, iar tu nu m-ai meritat. Iar pentru că tu nu ești în stare să îți recunoști greșeala, cu atât mai mult mă faci să-mi pară rău că mi-am pierdut 3 ani din viață alături de tine. Se spune că ochii care nu se văd, se uită. Această zicală se aplică în special în cazul relațiilor la distanță, când, după relativ puțin timp, cei doi parteneri nu mai pot menține vie afecțiunea și nici sentimentul acela de fluturaș în stomac. În primul rând, pentru că efortul pe care trebuie să-l facă cei doi în depășirea obstacolelor de orice fel este mult mai mare decât într-o relație clasică în care cei care se iubesc trăiesc emoțiile mult mai intens, aflându-se unul lângă celălalt. În episodul de astăzi vă invit să aflăm cât de autentică este iubirea protagoniștilor noștri și dacă relația lor va putea învinge distanța. Rodica Timofte și Lucian Gavrilă se iubesc foarte mult. Ei se află ca vârstă în deplină maturitate și flacăra iubirilor arde de 3 ani cu aceeași pasiune și intensitate. Își doresc o nuntă de poveste și o casă doar a lor. Deocamdată nu și le permit pentru că bunăstarea cere sacrificii. Ce o să facem? O să-mi fie foarte dor de tine. E prima dată în toți anii ăștia în care vom fi despărțiți. Știu, și mie o să-mi fie foarte dor de tine, dar stai liniștită, un an o să treacă foarte repede și după gândește-te, o să avem tot ce ne-am dorit. O să avem casa noastră și o să ne facem nunta la care am visat. Sunt Rodica Timofte, am 32 de ani, iar împreună cu logodnicul meu, Lucian, avem cea mai frumoasă poveste de dragoste. Sunt Lucian Gavrilă, am 35 de ani și simt că în România, indiferent de ce aș face, nu pot prospera. Te rog să-mi scrii mereu, să-mi spui orice faci. Vreau să avem aceeași comunicare pe care am avut-o și aici acasă, să nu ne ducem stai lipsa unui altuia. Stai liniștită, nu te îngrijora. O să scriu zilnic, o să te sun zilnic și o să fim exact cum am fost până acum. Pe noi nimic nu ne poate despărți. Nici distanța, nici timpul, absolut nimic. Stai liniștită. Cu Rodica sunt de 3 ani de zile. Suntem foarte atașați unul de celălalt și nu m-am gândit că ceva vreodată ne va despărți. Dar iată că a venit și momentul acesta. E greu pentru că vom fi separați, dar un an o să treacă repede. Apoi vom avea bani pentru orice și ne va fi bine. Nu știu ce să zic, deja mă iau emoțiile, n-am crezut niciodată că o să ajungem să trăim momentul ăsta. Nu trebuie să fii supărată, eu mă duc să fie mai bine, nu mă duc să fie mai rău. Acum, te rog frumos, înțelege-mă și nu mai fi așa, nu mai fi de parcă ar fi sfârșitul lumii. Trebuie să plec, a venit și... Ai grijă de tine, da? Să ai grijă de tine și să-mi scrii, bine? Bine, te pup, papa. Te pup. Lucian a ales calea străinătății pentru a-și asigura un viitor prosper alături de alea sa inimii lui. Povestea lor de iubire are toate șansele să contrazică dictonul conform căruia ochii care nu se văd se uită. În plus, Rodica nu a rămas chiar singură și fără niciun ajutor, viitoarea mamă-soacră fiind mai mereu prin preajmă, încercând să se facă utilă. Ți-am adus niște fructe, mamă, ți-am adus niște banane, uite niște... Mulțumesc, dar nu era nevoie, că na, nu prea mănânc și facem doar risipă. Să văd, îți lipsește ceva? Nu, să-ți fac o ciorbiță, să-ți fac o mâncărică, o tocăniță, să-ți fac ceva. La birou, iar seara îmi fac repede o salată, mă descurc, chiar nu e nevoie să... Hai măi, mami, uite și vasele, hai să le spele pe mama vasele. Nu, lăsați că mine spăl eu singură. Măi, mamă, dar chiar nimic nu vrei de la mine? Măi, Rodicuța, mamă. Hai, puiule, spune la mama. Da,
Nu e vorba că nu vreau, dar sunt singură. Curățenia o mențin pentru că nu are cine să facă mizerie. De mâncare, v-am zis, mai prânzul îl mănânc la birou, seara ori mănânc ceva pe afară, ori îmi fac repede o salată. Nu, nu vrei, ai rufe de pus la spălat, să-ți spună mama să te ajute mama cu ceva. Nu, eu, v-am zis, fiind singură de când a plecat Lucian, nu am nevoie mai de nimic, că mi le fac eu singură. Pare rău. Uite, să-ți pui astea totuși undeva, mamă. Că uite, sunt banane, sunt bune, puiule. Da, mamă? Sigur, am să le iau eu și așa, am să puiule. Le pun. Mulțumesc, sunt desparte drăguță. Mama lui Lucian nu o interesează dacă am sau nu am eu ce mânca, dacă este sau nu este curățenie. Ea vine aici doar în control. Crede că eu sunt proastă? Eu și Rodica nu ne-am prea great de la bun început. Dar dacă tot au ajuns și o să fie nora mea, o tolerez. Rodica, mamă, acum că a plecat Lucian și ești singură, cum te descurci? Ce faci tu? Uite, vin eu pe la tine, mai rămân seara sau vii tu la mine și rămâi la mine? Nu poți să stai așa singură. Cum te descurci? Nu ți-e urât? Mă descurc, vin de la muncă, de multe ori îmi pun un film, nici măcar nu apuc să-l termin, că deja cad lată. Și... Păi și nu ți-e urât totuși așa singură, mamă? Uite, mai vin eu pe la tine și rămân, ne uităm amândouă la film, bem o cafea. Ia da, poate când voi avea 2-3 zile libere, dar momentan, v-am zis, vin seara de la muncă foarte obosită, fac un duș, îmi pun un film, nu apuc să-l termin, iar de multe ori în weekenduri se mai nimerește să vină și prietena mea pe la mine, dar am e totul regulă. Eu știu că Lucian e îngrijorat și vrea să aveți grijă de mine, dar nu mai sunt un copil. Pot să-mi port de grijă și singură. Tot timpul își face griji. Noi când vorbim la telefon, tot timpul mă întreabă de tine, mă întreabă dacă vin la tine, dacă am grijă, dar ce pot să-i spun? Nu vreau să-i spun totuși că nu ai nevoie de ajutorul meu, nu? Totuși că s-ar supăra, îți dai seama, dacă ar ști că nu vrei să te ajut cu absolut nimic. Până să plece fiul meu, acum o lună, veneam săptămânal să le fac curățenie, să le gătesc. Dar de când a plecat el, Rodica este din ce în ce mai rece cu mine. Înțeleg că e mamă de băiat și pasă mai mult de fisul, dar eu nu am nevoie de paznic, mă descurc și singură. Dar nu trebuie să îi spuneți lui așa ceva, puteți să-i spuneți că ați trecut pe la mine, că e tot în regulă, eu la rândul meu de câte ori mă va suna am să-i zic că ați fost, că ne-am văzut, că în așa fel încât nici să nu îl îngrijorăm pe el, să se gândească să-și facă griji. Da, voi ați mai vorbit, mamă, la telefon? Sigur, ați mai vorbim mereu, în fiecare seară la ora 9. Da, avem un apel video, îl înțeleg și pe el că e obosit, ziua cu muncă, eu la apel la birou. Lucrează, că uite, pentru rostul vostru a plecat, măi, Rodica. Dar vorbim. Nu, și așa este cel mai în regulă. Femeia asta nu m-a plăcut niciodată. N-are ce să mă facă să cred că acum mă place. Brusc așa dintr-o dată. Am 60 de ani. Sunt însă cu toate alifiile. Nu sunt proastă. Îmi dau seama că Rodica vrea să scape de mine. Bine, mamă, atunci eu ce să spun? Am să plec? Și dacă ai nevoie de ceva, te rog să mă suni. Sigur, oricum ne auzim la telefon orice. Da? Iar dacă voi avea nevoie de ceva, bineînțeles, veți fi prima persoană la care voi apela. Îmi pare rău, mi-ar fi fost drag și mi-ar fi făcut plăcere să te pot ajuta. Mamă, cu ceva. Soacră, știi cu ce pot să mă ajut? Să ai grijă de tine. Eu și am. Să nu mai umpli, nu vezi în mijloacele de transport afară câți viruși sunt în aer, nu vezi la televizor numai despre boli se vorbește. Vă dați seama că Lucian și eu aș fi devastată dacă vi s-ar întâmpla ceva. Și dacă aveți nevoie de ceva, nu mai e nevoie să ieșiți, este frig afară, stați acolo la căldurică, mă puteți suna, când termin la birou trec eu și vă aduc ceea ce aveți nevoie. Nici nu se pune problema. Așa gândiți-vă că vom fi toți fericiți. Lucian va fi liniștit acolo, dumneavoastră veți fi în siguranță acasă. Eu mă descurc aici că nu avem copii, nu am nimic care să-mi creeze. Doamne, ce v-aș fi dorit. Dar lasă că o să vă faceți rost și o să aveți căsuța voastră și sigur. Poate și nunta și o să am și nepoței. Sigur, da? Că da, sigur. Hai să te conduc, mamă, soacră, atunci să mergem. Bine, mamă, hai să mergem. Am încercat să fiu destul de diplomată și să o fac să înțeleagă. Nu are ce căuta pe aici, să stea la ea acasă. Ce vorbe frumoase mi-a spus Rodica, dar în traducere liberă, nu mai călca pe aici. Cam asta înseamnă ceea ce mi-a spus Rodica.
Cu diplomație de ambele părți se păstrează aparențele unei relații civilizate și fără incidente nedorite, în subtext mesajul Rodicăi fiindu-i clar doamnei. Mai reruți că e mai drăguț. A trecut mai bine de o lună de când Lucian a plecat și singurătatea începe să devină apăsătoare pentru Rodica, dar există o persoană care poate sparge rutina acestei perioade mai dificile și anume Mara, prietena Rodicăi, veselă și plină de viață. Da, sperăm să fie bine. Nu știu, știu, te înțeleg că e greu. Dar trebuie să mai ieși tu din casa, Rodica. Să știi că nu e ok ce faci. Nu poți să stai numai... Nu poți să te duci numai la muncă și să stai în casă. Nu e ok pentru tine. Da, dar nici așa nu mi se pare fair față de el. Adică el muncește acolo și eu să stau aici să mă distrez, să ies. Rodica este cea mai bună prietena mea. Eu o cunosc foarte bine. Dar de când are o relație cu Lucian s-a schimbat foarte mult. Ea nu este așa. Mara este genul de fată care îi plac distracțiile. Înainte și eu eram așa, dar de când m-am logodit, am alte priorități. Nu e ok. Hai mă, tu crezi că el nu se distrează pe acolo? Tu crezi că el numai muncește și doarme? Tu crezi că un an de zile numai asta o să facă? Tu ai putea să faci și numai asta timp de un an de zile? Chiar crezi că nu are și el parte de distracție? Sau nu știu? Ia și din timpul lui acolo puțin? Să iasă și el? Chiar crezi lucrul ăsta? Tu ai rezista? Da, nu știu ce să zic. Nu aș vrea să fac vreun gest care pe el să-l supere sau să... Dar nu are de ce să se supere. Bănuiesc că Lucian este foarte conștient că trebuie să-ți vezi și tu de viață. El își vede de viață acolo, tu de viață aici. Trageți amândoi să fie bine. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă închideți în casă. Rodica îmi dă impresia că este frică de Lucian. Dar ce? Lucian nu-și face de cap acolo în Germania? Sau cum? Eu și Lucian vrem să ne facem cariere frumoase, să strângem bani, să nu ne lipsească absolut nimic. De distracții vom avea timp după aceea. Da, eu înțeleg foarte bine ceea ce îmi spui tu, dar ți-am zis, nu știu, nu mă simt eu confortabil să ies fără el. Știi bine cum sunt eu, că în ultima perioadă de când suntem împreună nu am ieșit fără el. Nu cred că este ok. Eu te înțeleg și pe tine că, da, ai dreptate, am nevoie să ies, să mă relaxez puțin, dar cred că cel mai indicat ar fi să discut întâi cu el. Nu aș vrea să interpreteze greșit vreun gest de-al meu. Păi tu, adică ce înseamnă asta? Se supără sau ce? Îl deranjează faptul că ieși sau cum? Nu, nu știu dacă neapărat îl deranjează, dar nu... Nu știu încă, nu m-am văzut în situația în care el este plecat, iar eu să ies prin cluburi, prin oraș, la cafele... Păi, dar stai puțin, el ce crede că o să stai numai închisă în casă? Cum să ies eu un club fără iubitul meu? Păi ce, eu mai sunt o femeie liberă, fără obligații? Nu se poate, este exclus. Ce? Îi dai un mesaj, am ieșit. Și atât ce? Sau de fapt, mie nu trebuie să-i dai mesaj, până la urmă ce și trebuie să știi? Și cum poate să ies fără să-i zic? Doamne... Nu, e imposibil așa ceva. Tu nu știi că sunt pusă sub lupă? Hai mă, Rodica, trebuie să știe el tot ce faci tu. Fată, ai tu nu știi că ta... pe mine mă controlează foarte mult. Maică sa, când nu te aștepți, atunci apare măsa la ușă. E, poate ar trebui să o mai închei puțin cu maică sa, să nu mai fii atât de apropiată de ea. Ce înseamnă asta? Ești împreună cu maică sa sau cu el? Măi, știi bine că eu și maică sa nu ne-am agreat de la început așa... foarte mult una pe cealaltă, dar de dragul lui facem compromisuri în așa fel încât să fie bine, nu neapărat că am luat-o pe maică sa. Dar dacă eu nu i-aș spune și m-aș trezi cu măsa la ușă, ce fac în situația aceea? E, te trezești cu maică sa la ușă. Discuți cu ea să nu mai vină așa, pe cum? Ce înseamnă asta? E timpul să aduc pe Rodica cu picioarele pe pământ, să o scot în lume, să vadă că este mai bine așa. O cunosc bine pe Mara. N-am să scap de ea până nu fac ca ea. Hai, fii atent. Fii atent. Uite la ce m-am gândit. Hai să ieșim noi sâmbătă la piscină, pentru că și așa trebuia să merg cu niște prieteni. Și eu zic că o să te simți bine. Ieșim noi la piscină. Mâine seară ieșim la o terasă. Și mai uiți și tu de probleme, de necazuri, de... Da? Hai, ce zici? La piscină? Nu știu ce te să... Te mai scot din casă, hai. Hai, și știu eu ce te mai scoate pe tine din starea asta. În primul rând îți trebuie niște hainuțe noi, mai decoltate, mai zici că ești maicuță. E, asta n-ar strica. Hai să facem niște cumpărături, ce zici? Haide, hai să și să găsim niște haine mai deșuchiate, că ești tânără. Mara a convins operă.
mașină. Oh, ce bine sună. Dar nu vreau nici să te omori prea mult cu munca, apoi să îți riști sănătatea. Banii putem face și ușor-ușor. Stai liniștită, nu există așa ceva. Din momentul în care am plecat, mi-am propus să reușim ceea ce ne-am dorit de la bun început și o să reușim. Și vezi și tu de zi de bine că fără orele astea suplimentare n-am putea să face față să ne îndeplinim visul și trebuie să le fac. Și știu că Dumnezeu mă va ajuta să fiu așa cum trebuie și nu voi cădea niciodată. Nu fac griji de sănătate sau alte chestii de genul ăsta. Abia aștept să avem cea mai frumoasă nuntă, să fiu cea mai frumoasă mireasă, să fii cel mai frumos mire, să fie exact așa cum ne-am imaginat de când eram mici amândoi. Nu știu de mine dacă o să fiu cel mai frumos mire, dar tu cu siguranță vei fi cea mai frumoasă mireasă. Ce drăguț ești! Simt că ceva se schimbă și nu mai suntem cum eram. Distanța își spune cuvântul. Tu vezi, parcă spuneai că vrei să ieși, ai ieșit la piscină de care spuneai, nu mai știu. Da, am fost cu Mara și cu Gașca, a fost super, m-am distrat rău, știi? Chiar aveam nevoie de un moment de relaxare. Tu, în schimb, nu ai ieșit să te plimbi, nu ai vizitat, totuși e o țară nouă. Foarte bine, iubită, mă bucur extraordinar de mult pentru tine și chiar trebuie să ieși mai des pentru că te văd mereu în aceeași monotonie și aceeași rutină. Eu ies cu prietenii mei, știi că ți-am spus, am doi prieteni buni de la muncă, cu ei muncesc, cu ei vin acasă de la muncă, cu ei mă duc poate să mănânc, să beau o bere și ei știu câteva trasee, cu trasee montane pe care putem merge cu bicicletele și din când mai mergem pe acele trasee, cât de cât ok, e acceptabil ce pot să spun. E bine, cu siguranță îți prinde foarte bine o gură de aer curat. Îmi este foarte dor de iubitul meu și îmi lipsește foarte mult, dar am noroc cu Mara, care știe cum să mă scoată din situația asta. Mi este foarte dor de tine. Și mie mi-e foarte, foarte dor de tine. Unde ești, în camera noastră? Bineînțeles. Doar aici pot să retrăiesc amintirile și momentele noastre frumoase. Dar mai aștept să ajung acasă, crede-mă că număr zilele, orele chiar. Și eu, nu-ți imaginez cât de greu mi este. Știu, chiar știu, crede-mă, știu, pentru că pe pielea mea trăiesc același lucru, exact același lucru, doar că ai puțină răbdare. Lunile vor trece repede și noi avem timp destul în față ca să ne trăim adevărata poveste la adevăratul nostru potențial. Da, cu siguranță încercarea asta va avea un final frumos. Sper și eu, adică de fapt nu sper, sunt sigur. Păi bine, iubit, atunci te las. Trebuie să mă duc și eu să-mi fac o baie și după cred că mă bag la somnic după ce mănânc ceva. Bine, iubitule, atunci. Mai vorbim prin mesaje, bine? Vorbim, te pup și te iubesc. Și eu te iubesc și mi-e dor de tine. Mua! Și eu, pa, pa! Pa, pa! Așteptarea este grea și despărțirea devine tot mai apăsătoare atunci când iubești, iar Rodica simte acest lucru pe zi ce trece. De aceea ea dorește din nou să se destăinuie Marei, singura capabilă să-i ridice moralul. Chiar nu știu ce se întâmplă. Nu mai răspunde la apeluri, nu mai îmi scrie cum o făcea înainte. A devenit cam distant așa, parcă nu mai e el. Rodica, ești paranoia. Era normal ca așa să se întâmple, nu? E totuși o relație la distanță, adică... La ce te așteptai? Să vorbiți iar zilnic, non-stop? Fiecare seară vorbeam la ora 9, vorbeam pe cameră, în fiecare seară, de două luni jumate se întâmplă chestia asta. Păi da, dar te-ai gândit și tu că muncește de dimineață până seara, muncește pentru voi până la urmă, știi și tu la ce s-a dus acolo? Bănesc că ați avut și voi o discuție mai serioasă înainte să plece, ați conștientizat niște lucruri, adică... Știați că nu o să fie ușor. Omul muncește dimineața până seara, tu ai pretenția să mai stați cu orele la telefon după zi de muncă, cine știe în ce condiții lucrează, cine știe... Na, gândește-te și tu la lucrurile astea totuși. Nu puteți să nu mai stați non-stop la telefon, mai sunteți copii acum, nu? Ați luat și voi o decizie matură, bănuiesc. În ultima vreme, Lucian se ferește să ne vedem pe cameră. Nu știu ce se întâmplă, dar ceva nu e bine. E puțin cam târziu să realizeze faptul că a fost greșit. Că l-a trimis pe Lucian în Germania. Ea ce credea? Că o să stea la telefon zilnic?
Da, mă, da, da, mesajele, înainte e, îmi scria, mesajele. Mereu îmi scria orice. Acum abia dacă mai îmi scrie un mesaj la două zile. Înainte vorbeam absolut orice, orice făcea el îmi scria un mesaj și un simplu salut și orice, orice îmi scria. Măi, eu te înțeleg, te înțeleg, știu că erați obișnuiți tot timpul să stați împreună, că vă spuneați absolut orice. Eu te înțeleg, dar știi că învăț oare și dezvăț până la urmă. Trebuie să fii conștientă că după o zi de muncă de 12 ore, nu mai ai probabil chef sau timp sau cine știe. Poate vine și omul de la muncă obosit, se duce, face un duș, mănâncă și poate din greșeală doarme și uită să scrie sau nu mai apucă să scrie. Nu trebuie să fii paranoia. Și tu ce ai? Ai prea mult timp liber să stai să te gândești ce se întâmplă cu tine? Caută ceva de lucru, fă ceva, să nu mai stai să te gândești. Eu înțeleg că noi femeile suntem așa mai paranoice, dar... Măi, nu trebuie e vorba să de paranoia absolut deloc, adică, da, ok, eu am fost cea care am insistat. Când am avut discuția ca el să plece, eu am insistat oarecum puțin, pentru că, bineînțeles, un salariu de acolo, să zicem că e echivalent la 5 ale noastre. Și știi că vroiam să facem nuntă, să ne luăm casă, că am tot amânat cu pandemia, cu... Adică eram sigură că... Pe noi doi nu ne-ar putea despărți nimic, nici măcar distanța asta până în Germania și este diferit, eu îl simt pe el diferit, îl simt distant, mă simt în plus, nu știu cum să-ți explic. În ultima noastră discuție, Lucian s-a cam supărat un pic că n-am mai stat cu măsa, bot în bot. Dar ăsta nu e un motiv ca să-mi facă mie toate astea? Faptul e consumat. Rodica ar trebui să-l lase pe Lucian în treaba lui, iar ea să-și vadă de viață. Până la urmă, dacă relația asta va merge, va merge oricum. Scrie că e ocupat, că dacă nu muncește, doarme. Păi îți dai seama că așa e, conștientizează și tu puțin lucrurile. Ce vrei să facă mai mult de atât? Vorbește și el cu tine când poate. A stabilit de la început, bănuiesc că ați avut și voi o discuție. Și ați vorbit lucrurile astea, știați că nu o să mai puteți să stați tot timpul pe telefon, să știți ce face unul și altul. Bănuiesc că v-ați format și voi o încredere înainte să luați o decizie că o să trebuiască să stați un an de zile la distanță, nu? Trebuie să ai încredere în bărbatul tău. Știi de ce a plecat și cu ce scop? Vrei să-ți fie mai bine mai târziu? Degeaba îmi spune Mara să mă calmez. Eu simt schimbarea și asta e doar dintr-un singur motiv. Acum să fim sinceri. Cărui bărbat îi place să fie controlat? Iar Rodica asta face. Dar ce e în capul tău că nu poți să te înțeleg? Îți faci filme. Crezi că te înșală? Ce se întâmplă? De unde întrebările astea? De ce stresul ăsta pe tine odată ce știi că a plecat pentru voi, pentru viitorul vostru? Eu știu doar că a plecat. Dar ce este acolo? Ce face el acolo? Cum trăiește el acolo? Detaliile astea îmi lipsesc. Și eu nu am de unde să știu ce urmează să se întâmple. Doar ceea ce observ și simt este că mă îndepărtează. Eu îți înțeleg și gelozia asta ta, pentru că bănesc că e gelozie, da? Îți înțeleg și stresul, pentru că, na, te îngrijorezi, că nu știi ce face, ești obișnuită într-un stil, da? Nu pot să fiu eu mereu cea care insistă. Am lăsat să văd dacă mă sună și el. Ieri mi-a scris un mesaj că se pune să doarmă, iar astăzi, până la ora asta, nici măcar nu mi-a scris. Au trecut 2 luni jumate și e normal ca Lucian să se mai răcească. Cine știe cine încălzește lui nopțile pe acolo? Dacă e să se întâmple ceva, Rodica, dacă e să se întâmple ceva, se întâmplă oricum, da? Tu știi că nu ai cum să previi lucrurile astea. Nu ai încredere în bărbatul tău, nu se dea azi pe mâine împreună, da? Aveți și voi o relație de lungă durată. Nu trebuie să stai zilnic să te uiți la telefon, mi-a scris, nu mi-a scris, vezi-ți de viață. Și asta ce înseamnă? Că ar trebui să-l uit pe Lucian? Asta ai înțeles tu din tot ce am zis eu. Da, sau cel puțin asta mi-a dat impresia că ar trebui să fac. Nu, eu îți spun că tu ar trebui să-ți vezi de viața ta în continuare, da? Pentru că știi și tu că o relație la distanță nu e tocmai un lucru bun, bănuiesc că ești conștientă de treaba asta și vezi și tu că nu este ok, da? Pentru sufletul tău ce se întâmplă, dar tu știi treburile astea. Dar eu zic că ești tânără, nu ai copii, nu ai obligații, nu știu, nu te leagă prea multe lucruri, adică totuși ar trebui să îți vezi de viața ta. Nu pot să eu spun pe șleau, dar ce vreau eu să spun
este că totuși ar trebui să-și mai încerce norocul și cu alți băieți. Dar eu vreau să ne ținem de plan. Eu și cu Lucian, înainte să plece, am stabilit ceva. Avem niște planuri bine fixate. Da, stabilit, înțeleg lucrurile astea, dar ce poți tu să-l obliști cu ceva pe el? Adică, ok, din partea ta văd bunăvoință, văd că-ți dorești, dar nu știu. Crezi că și din partea lui? Îndoiala se pare că și-a făcut loc în sufletul și în mintea Rodicăi, care începe să înțeleagă că ideea de a-l trimite pe Lucian în Germania poate nu a fost cea mai bună. Dar nu e acasă, nu știu. A mai fost odată și tot așa n-am găsit-o. Mai bine plece în drumurile tale, da. De ce? Păi dacă pleacă dimineața, vine seara, ce vrei mai mult? Stai la ușă să păzești ușa blocului? Băi, nu știu ce face, dar eu sincer să fiu, dacă avem o soție sau o prietenă așa frumoasă ca tine și să vină după mine în Germania, ferească Dumnezeu, îi ziceam stop, stai acolo că vin eu după tine. Bună, Rodica, nu știu cum să zic, dar aș vrea să luăm o pauză. Stăm singur aici? Da, sau cel puțin așa știam eu că stătea singur. Păi se pare că nu-i mai plac brunetele, a ales blondele. Știi, eu și Dragoș... Tu și Dragoș ce? Nu! Nu-mi spune! Nu-mi spune! Nu! Nu-i răspunde. Nu-i răspuns până acum, dacă ți te mai sunat, nu-i răspunde. Cum să nu-i răspund? De nu știu, poate... Să-i răspund, să-i zici ce? Ne este deja cunoscut faptul că Rodica nu a agreat-o pe doamna Mona încă de la început, iar cu ocazia plecării logodnicului ei, tânăra a considerat că este momentul oportun să o îndepărteze și mai mult de lângă ea pe viitoarea mamă-soacră, astfel că în ultimul timp așa s-au petrecut lucrurile încât cele două nu s-au întâlnit decât foarte rar. Și din câte se observă, doamna Mona nu are noroc să-și întâlnească viitoarea noră nici de data aceasta. Bună ziua, vecină! Hai, ce bună! Faci? Ce faci? Acasă, știi ceva de Rodica? Că eu am fost și nu răspunde la interfon. De când am observat, eu pleacă dimineața, vine seara, târziu acasă. O aud tropeind. Vine de la servici, probabil, nu? Păi da, probabil, nu știu. Servici, plimbare, de unde să știu eu? Sunt vecină. Și pot să știu mai mult decât o văd. Că nu e acasă, nu știu. Am mai fost odată și tot așa n-am găsit-o. Mai bine pleci în drumurile tale, da. De ce? Păi dacă pleacă dimineața, vine seara, ce vrei mai mult? Stai la ușă să păzești ușa blocului? Nu, dar eu știam că merge la servici, adică pur și simplu... Știai, dar eu nu știu ce a fost în capul tău când ai lăsat băiatul să plece în străinătate, la muncă. Te-ai gândit că Nora e tânără, băiatul tău la fel? Vecină, vor să-și facă nuntă, vor să-și facă casă. Trebuia să plece, de ce nu te duci la muncă să-i ajungi și să-i lași să-și trăiască și ei tinerețea? Eu am vrut să mă duc. Asta? A spus Lucian că el vrea să meargă să-și facă singur bănuții. Eu n-am ce să fac. Cu ce sunt de vină? Ce mult mă bucur că am întâlnit-o pe vecina. De mult vreau să-i spun eu că ceva putred iese la fisul în casă. Nu știu ce se întâmplă cu Rodica. De o vreme încoace mă tot evită. Nu știu ce-i cu ea. De ce n-a luat-o și pe ea? Când tu i-ai spus, da, mama pleacă la muncă, trebuia să-i spui, da, ea și că ea femeia după vrut tine. Vecină, n-a vrut să meargă. A spus că ea are locul ei. Rodica n-a vrut să meargă. Rodica n-a vrut. Rodica n-a vrut să meargă. Nu, nu, alte planuri, să probabil, nu vorbim cu păcat. Deși nu cred că Rodica este o fată foarte bună. Este nimic de zis, dar n-am, uite, n-am lucrurile spun, astea cu... se înțeleg bine. Da. Uite, ca drept dovadă, el a plecat să-și facă un rost, să strângă niște bani. Deci, eu nu pot să spun nimic despre ea. Îmi pare foarte rău, vecinul. Păi nu despre asta este vorba. Este vorba așa, că trebuia să fie ei împreună, unul cu altul, nu să rămână singură. Dacă Rodica n-a vrut să meargă... Eu aș face alte planuri. Acum, mâine, păi mine poate să cunoască pe unul. Eu știu, de când a dat de bani, vreau să spun că a început să îmbrace mai bine, să plece la plimbare, să... Hai, fugi de aici, că nu cred. Să vede schimbarea. Fui de nu crezi dacă eu o văd, dar am și eu copii, am o vârstă, cum să mă crezi? Doamne ferește, Doamne ferește, vecină, chiar nu păi poți să-mi imaginez văd, așa ceva. Dar eu o văd, fără să vreau, o văd că când vine seara, tropă e, toată ziua e liniște, seara târziu până la 11-12 ea vine acasă. Am văzut-o eu pe Rodica cu ochii mei, că face, că drege, dar se vede că nu are frică de Dumnezeu. Nu pot să cred ce-mi spune vecina asta, îmi vine să intru în pământ de rușine. Cum să poate? Cum să-mi facă mie așa ceva?
Cum așa? Păi dar ce, eu sunt control, eu sunt vecină, o aud, asta e, că dacă stă deasupra... Doamne ferește, nu vine totuși să cred așa ceva? Păi, nu crezi, dar auzi, acum, de la mine. Să am mai multă grijă, nici nu știu ce să fac. Dar de ce nu te-ai dus tu la muncă și să-i lași pe ei? Dar eu am vrut să mă duc și Lucian. Lucian n-a vrut să mă lase. Eu cu tot ce pot îi ajut, vin săptămânal, îi fac curățenie, îi fac mâncare. Îți dai seama, mai mult de atât, am o vârstă, am 60 de ani, nu pot să vin așa. Cum... Ei, ai o vârstă, lasă că ești tânără, puteai să te duci tu la muncă. Ei. Tu puteai să vii mai des la ea, nu? O dată pe săptămână. Am vrut să vin, i-am tot dat telefon, am venit, uite, acum, de exemplu, eu nu am anunțat-o. Am venit neanunțată. Poftim. Și? Găsește-ți de lucru, vino cât mai des, că uite, așa se destramă căsnicile. Am mai venit, ți-am spus că am mai venit de câteva ori și tot așa, nu mi-a răspuns. Ce să fac, să dorm aici, pe preș? Nu se poate, nici așa, nu, am și eu treburile mele, am jocasa mea. Găsește-ți de treabă și stai mai mult cu ea. Mi-aș dori să nu fie adevărat tot ce spun, dar din tot ce am văzut eu, nu cred că mă înșel. Lucian a ales să facă pasul ăsta, să-și asume. Eu ca mamă însă nu pot să-l las să sufere. Până la urmă este tânără. Poate să pună ochii pe un bărbat? Sau invers, vai, nu pot să cred, vecină, nu pot să cred așa ceva. Se poate influența, nu mai zi așa. Dar câte cazuri n-am văzut la viața mea? Dar tu nu trăiești pe pământul ăsta? Nu auzi, nu vezi? Nu pot să cred, nu pot să concep așa ceva despre Rodica. Păi uite, o să crezi. O să vină ziua când o să crezi. Tot ce spun eu. Încearcă și vină mai des la ea, așa cum spun eu. Bine, să cred așa, nu pot să cred. Să dezbină familia în felul ăsta. Îți convine de situația asta? Nu, nu-mi convine. Sună-ți băiatul și spune-i. Măi, ceva nu chiar e în regulă. Chiar am să-l sun pe Lucian. Ăsta e sentimentul meu de mamă. Eu simt. Ceva nu e în regulă. Eu nu vreau să bag bețe, nu vreau să bag strâmbe. E nora mea, o iubesc, e frumoasă, e deșteaptă, e nu știu ce, dar ceva nu e în regulă. Mona nu vrea să mă creadă, dar eu îi vreau binele. Și am tras un semnal de alarmă. Nu pot să-i dau dreptate vecinei, dar ce mi-a spus ea, am simțit și eu. Nu, totuși, ți-am spus, vecină, nu pot să cred așa ceva despre Rodica. Nu pot să cred. Nu. Dar noi nu vorbim de rău acum. Eu n-am spus că, Doamne ferește, eu o iubesc. Eu o iubesc din tot sufletul. Dar și nu-mi vine să cred că poate să fac așa ceva, deși... Dacă, uite, nu o găsesc acasă, nu știu, și nu e prima oară, nu vezi? Este prima oară când vezi vin și nu-mi răspunde. Sau poate o fi acasă și nu vrea să răspundă. Poate. Iarăși, nu știu ce să cred. Am să-l sun pe Lucian. Nu, acasă, că eu aud pașii când se duce la baie, tot se aude. Nu e acasă, spun eu sigur. Am să-l sun pe Lucian și am să văd ce sună, se întâmplă. Sună pe Lucian și clarificați situația spre binele vostru. Da, vecină. Oricum îți mulțumesc. Cu drag. La revedere, o zi bună. Absențele Rodicăi de acasă creează teren fertil bârfelor, care, cel puțin deocamdată, nu au niciun temei. Însă este suficient că au trezit bănuiel doamnei Mona, că doar este mai simplu să tragi concluzii pripite decât să vorbești în cunoștință de cauză, nu-i așa? Și fără oprire nu se poate? Eu te înțeleg că te grăbești, dar crede-mă că nu sunt Superman, nu pot să merg la infinit așa, trebuie să mă și odihnesc. N-am cum. Crede-mă că aș fac tot posibilul ca să merg. Să merg mai repede, să merg mai mult, dar decât să facem vreo istorie, mai bine să ne odihnim un pic, știu ce zic. Da, ai dreptate. Iartă-mă, ai fost atât de drăguț că m-ai luat cu tine în Germania și mai fac și fițe. Stai liniște, dacă nu e problemă, nu mă supăr. Pe Rodica am cunoscut-o printr-o prietenă, Mara, care m-a rugat să iau și pe ea cu mine în Germania. Ce întâmplare norocoasă! Când am auzit că Dragoș pleacă în Germania, tocmai la Frankfurt, unde este și Lucian, nu aveam cum să nu merg și eu. Dar tu nu ai iubită, nu ești căsătorit? Băi, din păcate nu am. Am avut o relație mai de mult. Bună bădăi, cu pasiuni, cu tot felul de prostii. Dar n-a fost să fie. Ce nu a mers? Ce nu a mers? Nu a mers. Mai multe nu au mers. Ba, nu, neînțelegeri, știi cum e. Când zici că e bine, atunci nu e bine. Da. Nu ai ce să faci. Și am decis să ne vedem fiecare de drum. Să ne vedem de viața noastră. Și cu asta basta. Acum vreo 3 ani, cred că se fac 3 ani de când nu mai suntem împreună. Da, stai! Toate la momentul potrivit. Nu mă grăbesc, sincer. Am emoții pentru că o să-l surprind pe Lucian, dar doar așa pot să-mi scot toate grijile din cap. Dacă el a trimis pe bărbatul acolo, să-și asume că poate să-l pierdă. Dar tu? Crezi că ți-ai găsit perichea? De asta mergi la Lucian? Sau...
Da, sau cel puțin eram convinsă că da, până acum 3 luni de zile, când am decis de comun acord. Da, într-adevăr, eu am insistat mai mult ca el să plece, pentru că ne dorim și noi o casă, ne dorim să facem nuntă, ca tot omul. Și cu salariul de acolo, într-un an putem să facem ceea ce am fi făcut aici abia în 5, cu cel mai bun salariu din România. Doar că de când a plecat lucrurile s-au schimbat. Abia mă mai sună, abia mai scrie. Simt ca și cum mă evită complet. Nu știu de ce are atitudinea asta. Și stai puțin, el abia să mai scrie și nu vă mai înțelegi și tu te duci după el în Germania? Da. Da? Când am văzut-o cum arată Rodica, am zis că trebuie să o iau cu mine, că e frumoasă și o așa companie până în Germania. E plăcută, că e drum lung. E foarte de treabă, Dragoș. Îmi face plăcere să vorbesc cu el. E un tip descurcăreț, deștept și mai e și frumușel pe deasupra. Băi, nu știu ce face el, dar eu sincer să fiu, dacă avem o soție sau o prietenă așa frumoasă ca tine și să vină după mine în Germania, ferească Dumnezeu. Îi ziceam, stop, stai acolo, că vin eu după tine. Dă-i mulțumesc, seama. Ești un drăguț. Da, nu știu, e... Într-adevăr, aveți niște treburi de rezolvat, dar... Eu zic să nu te mai gândești la lucrurile ele, că cine știe, na. Afli tu adevărul când ajunge acolo. Într-adevăr, dorința de a-și clarifica relația cu Lucian a determinat-o pe Rodica să plece în Germania. Un gest ambițios, dar izvorât și din dragostea pe care Rodica i-o poartă logodnicului ei. Ce mi-ai făcut? Băi, iartă-mă că am luat decât o cameră. Ai înțeles, dar chiar nu avea rost să luăm două, că... Te-ai văzut ce prețuri au ăștia pe aici și n-are rost pentru 5 ore cât dormim, cât... Dacă vrei, separăm paturile. Ca să nu știi că stai cu vreun străin sau cu altele, le separăm, nu, le dăm mai într-o parte și... Plus de asta, tu nu ești un străin. Am discutat foarte mult pe drum și cred că ne-am apropiat în destul de mult. Și așa zic și eu, dar na, știu, n-am de unde să știu ce gândești tu și ce crezi. O să mă duc să iau ceva de mâncare. Să mă duc pe aceea pe la magazin să fie niște semișuri, niște ceva, știi, că să mâncăm și noi ceva înainte să dormim. Vrei să-ți iau ceva anume? Nu, și așa simt că sunt o povară pentru tine. N-ai, mă, nu ești o povară. Dacă eu am zis că mergi cu mine, că te iau cu mine, nu, eu, doamne ferici, dacă nu vreau, nu te luam. Înțelegi? Deci nu mai gândi așa, te rog. Am luat doar o singură cameră, că, na, într-un fel sau altul, trebuie să plătească și ea pentru drumul ăsta, nu? Vai, nu cred. Ce? Simt că se despică pământul sub picioarele mele. Nimănui nu-i doresc să treacă prin ceea ce trec eu acum. Bună, Rodica. Nu știu cum să zic, dar aș vrea să luăm o pauză. Nu vreau să par măgar, dar vestea care a primit-o Rodica e un avantaj pentru mine. Băi, chiar îmi pare rău. Da. Chiar îmi pare rău, nu... Urât în partea lui, mai ales că știa că vii după el și... Nu știa. Inițial... Am vrut să-i fac o surpriză, dar se pare că cel cu surpriza a fost el, iar eu am fost cea surprinsă în situația asta, adică nici nu mai știu pur și simplu acum ce să fac. Păi, ce să faci? O să mergi cu mine să rezolvi treburile acolo și păi ne întoarcem acasă, că n-aveai ce să faci. Adică tu nu ai ce să faci, dar dacă vrei te las pe aici sau eu știu unde vrei, te duci, ții un bilet de avion, te las undeva la aeroport, la tren, la eu știu. Nu. Trebuie să merg să văd eu cu ochii mei motivul pauzei. Nu are nicio logică. Nu știu. Chiar nu știu ce să mai zic. Pur și simplu sunt... Ce situație! Planul Rodicăi de a-și crea un viitor alături de Lucian s-a transformat în scrum. Sau nu? Ce se întâmplă de fapt? Pot să cred că trec prin asta. Lucian se joacă pur și simplu cu nervii mei. Întâi nu-mi răspunde, apoi îmi zice că vrea o pauză, iar acum sună insistent. Rodica, dragă, nu este nimic de înțeles. Poate cel mai bine ar fi să-ți continui drumul și să te lămurești singură despre ce este vorba, nu crezi? Dragoș. Zi. Dragoș, trezește-te, m-a sunat Lucian. A venit Lucian? M-a sunat Lucian și nu știu ce să fac.
Și zic, nu-i răspunzi, ce să... Cărțiarăs că a venit la peste noi. Doamne, ce noapte am avut. Nu mă așteptam să fie așa dezinhibată Rodica. Uite, mă sună. Nu-i răspunde. Nu-i răspuns până acum, dacă ți-te mai sunat, nu-i răspunde. Cum să nu-i răspund? Păi de ce poate... să-i răspund, să-i zici ce? Doamne, nu știu ce. Aseară ți-a zis că vreau o pauză, acum ce faci? Îi răspunzi, ce faci? Nu știu ce să fac. Eu te înțeleg de ce ești panicată. Păi ce? Vino încoace. Stai, deci, nu. Ascultă-mă un pic, ce s-a întâmplat aici, rămâne aici. N-are nimeni ce să știe, n-are nimeni domnul să știe, nu ne cunoaște nimeni pe aici, așa că stai liniștită, nu te mai panica. Dacă tu te panichezi, l-aș da seama că ai făcut ceva sau s-a întâmplat ceva. Termină-te, calmează-te. Ce fac eu în situația asta? Sunt la mama naibii, într-o cameră de hotel, cu un străin și... am făcut ce am făcut. Azi noapte uitase de Lucian, iar acum a luat-o panica, că a dat-o la un telefon. Atunci de ce mă sună dacă el nu are de unde să știe, de unde să afle? Pentru că ți-a dat ieri un mesaj și acum cred că e prost, a văzut ce a făcut și acum vrea să repare. De ce? Fii și tu indiferentă, dă-i cu ignor, dă-i cu jet și cu asta basta. Ce vrei să faci? Răspunde, ia. A, da, iubire, știu, mi-am dat seama că e greșit. Da, Doamne, iartă-mă, asta e, dacă e prost să stai acolo să suferi. Nu știu. Nu mai înțeleg absolut nimic. Nu. Simt că sunt într-o poveste din care eu nu fac parte, nu știu. Eu nu știu începutul povestii și nici sfârșitul, că nu stă în povestea voastră. Ce crezi? Uite, de asta nu am eu relații. Pentru că așa sunt femeile. Ele te atrag în cursă și pe urmă zic că ești un măgar, că nu faci ce trebuie. Nu mai vorbesc cu Lucian decât față în față. Abia aștept să dau ochii cu el. Hai, lasă prostii, vină cu aceea, te calmezi. Nu. A fost o prostie ce s-a întâmplat. Nu. Stai calmă, stai liniștită, că nu să mă apuc să vorbesc, nu o să zic la nimeni, că n-am de ce. Da? Deci ce s-a întâmplat aici rămâne. Nu? Eu nu am vrut să se întâmple așa nici ceva. Nici eu nu am vrut, dar ce crezi? S-a întâmplat. Timpul n-a pune cum să-l dai, ia stai. Hai, vină cu aceea, calmează-te, vină cu aceea. Nu. Cred că este cazul să mă încheiem aici și... să dăm uitării ceea ce s-a întâmplat, dacă nici tu nu ai vrut, nici eu nu am vrut. Ok, Doamne ferește, nu zic eu, nu te oblig să faci ceva ce nu-ți place. Doamne, mai avem o grămadă de drum și trebuie să stau lângă omul ăsta la care nici nu pot să mă uit după tot ceea ce s-a întâmplat. Acum îmi bate obrazul că am profitat de vulnerabilitatea ei. Păi, dai puțin că și tu ai vrut și ție ți-a plăcut. Nu se poate numi profit. Nu, mă duc la baie, nu vreau să te văd. Ei, la asta nu ne-am fi așteptat. Rodica s-a lăsat dusă de val și a petrecut o noapte de amor cu Dragoș. Cât de ușor s-a degradat o poveste de dragoste în doar 3 luni. Și ce vrei să faci? Să merg să-l înfrunt, să discut cu el. Doar de asta am venit, nu? Da, dar... Nu știu dacă o să-l... Uite-l, el este! Te-a luat emoțiile acum. Și ea cine este? Păi asta vreau să te întreb. Stă singură aici? Da, sau cel puțin așa știam eu că stătea singur. Păi se pare că nu-i mai plac brunetele, a ales blondele. Se pare că da. Doamne, deci nu pot să cred. Deci așa arată motivul pentru care Lucian m-a lăsat. Cum de nu m-am gândit? Urât moment, dar adevărat. Se pare că Lucian s-a cuplat cu altcineva. Adevărul, cum să stai 3 luni așa, pe gol? Deci, nu știu, nu am cum să stau așa, efectiv, fără să fac nimic, fără măcar să mă duc să îl merită o palmă. Eu mi-am pus sufletul pe tavă, omul ăstuia. Aveam planuri împreună, trebuia să avem nuntă, a plecat să ne fie nouă bine, nu să îi fie lui și alteia, bineînțelegi? Nu pot să-mi spui, hai să plecăm pur și simplu. Eu trebuie să merg să discut cu el, să discut cu ea, da, să o iau și de păr, dacă asta mă va ajuta pe mine să-mi calmez frustrarea asta. Băi, nu ai cum femeie, să-mi zici așa. Băi, femeie, ascultă-mă ce zic. Nu ai cum să faci chestia asta, nu te las. Crede-mă, pentru o palmă aici sau eu știu ce mai faci tu ploaia de o iei de păr și o dai capul de pământ, te duci la pușcărie, faci pușcărie. Pentru ce să faci pușcărie? Pentru un dobitoc care nu merită, care își bate joc de tine? Pentru asta vrei să te duci la pușcărie? Nu pot să o las pe Rodica să-și facă dreptate aici. Mi-ar crea multe probleme.
Nu pot să cred că am avut încredere în el. Ce mă fac eu acum? Ce fac cu toți anii ăștia pe care eu i-am pierdut? Drumul Rodica în Germania a pecetluit sfârșitul poveștii ei de dragoste cu Lucian. Ce părea cândva un vis frumos s-a convertit într-un coșmar, iar Rodica simte nevoia acum mai mult decât oricând să-și descarce sufletul în fața Marei. Zi-mi, ce ai de supărată? Păi, tu nu ai aflat de la Dragoș? Ce să l-am găsit pe Lucian? Nu. Cum da, am înțeles motivul pentru care el s-a distanțat atât de mult și anume s-a reprofilat de la brunete, a trecut la blonde. Ce ai, mă? Da? Povestește ce s-a întâmplat, că nu înțeleg. Am ajuns pur și simplu acolo. Așa? Și, bineînțeles, l-am văzut pe el cu o tipă blondă. Și n-ai pus și tu întrebări, poate lucra cu ea, poate... Era femeia de serviciu, poate... Mara tipa a intrat exact ca la ea acasă, deci nu are cum să livreze, să fie colegă de serviciu. Ce colegă de serviciu sau vreun coleg de serviciu de-al tău intră la tine acasă ca și cum ar fi la el acasă? Păi stai mă puțin, și ai văzut ceva indecent, a sărit pe el, se țineau de mână, se pupau. Da, normal, el ținea de gât, erau foarte fericiți, zâmbeau amândoi, se sorbeau din priviri unul pe celălalt. Nu e de mirare că Lucian și-a găsit pe cineva. Până la urmă, câte relații funcționează la distanță? Nu vreau să mai aud de Lucian. Pentru ce mi-a făcut și ce am ajuns să fac din cauza lui, îl urăsc. Doamne ferește! Păi și ce-ai făcut, fată? Nu am făcut nimic, pentru că Dragoș nu m-a lăsat. El, Lucian, mi-a trimis un mesaj cu o seară înainte, în care mi-a cerut o pauză. Poftim? Da. Iar dat pauza... un mesaj? Da, da, tu mi-a scris un mesaj în care dorește o pauză, da. Atât de bărbat e el, încât ți-a dat un mesaj să spună că luați o pauză. M-am înțeles. În loc să te sune sau să vă întâlniți față în față? Hai că față în față poate nu se poate, dar nici măcar să te sune cum, adică să-ți ceară o pauză prin mesaj. Ce înseamnă asta? Nu mai contează, oricum, pur și simplu îl urăsc. De azi, Lucian e istorie. O să-mi trăiesc viața și o să fac absolut tot ceea ce-mi trece prin cap. Știi, eu și Dragoș... Tu și Dragoș ce? Nu! Nu-mi spune! Nu-mi spune! Nu! Nu cred! Nu! Povestește-mi! Cum? Cum? Tu? Da, nu știu de fapt ce s-a întâmplat. Parcă nu vedea alt bărbat în afară de Lucian. Cum s-a întâmplat asta? Ia povestește-mi. Tocmai asta e că, nu știu, am fost luată de val. Nu știu, pur și simplu... Ne-am oprit să se odihnească câteva ore într-o cameră de hotel, iar apoi pur și simplu am fost luată de val. Nu știu ce mi s-a putut întâmpla. Teoretic nu am vrut nici eu, dar apoi s-a întâmplat. Nu pot să cred așa ceva. Nimic nu e întâmplător. Și cine știe, poate așa a vrut Dumnezeu, ca Rodica și cu Dragoș să se întâlnească. Nu am să mai fac greșeala asta. Nu am să mai investesc sentimente în nimeni. Am investit 3 ani în Lucian și și-a bătut joc de mine. Și acum ce-i de gând? Să rămâi că... cu Dragoș sau ce-i de gând? Nu, 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 nu. Nu? Nu. Păi și ți-am spus păi că atunci am fost doar așa luată de val, dar nu. Știi ce? Sunt o tipă deșteaptă, am un job foarte bun. Cred că trebuie să învăț să-mi trăiesc viața. Wow! Și wow, de când așteptam cuvintele astea? Ce ți-am spus eu până acum? Ce ți-am spus eu până acum? Hm? Ai ajuns la vorbele mele? Îmi dai dreptate? Rodica a trebuit să bată atâta drum pentru că a trebuit să lămurească situația cu Lucian. Iar ce s-a întâmplat cu Dragoș a fost poate cadoul pe care i l-a oferit ei viața. Ascultă-mă, măcar o dată în viață, ascultă-mă și pe mine. O femeie, atâta timp cât trăiește numai pentru bărbatul ei, întotdeauna o să fie nefericită. Ascultă-mă și ține minte cuvintele astea. Am să te ascult de acum înainte. Am făcut și greșeli, dar orice om greșește. Experiența prin care a trecut Rodica se întâmplă din păcate multora atunci când partenerii fac alegeri greșite, permițând să intervină între ei distanța. Până la urmă, Rodica a decis să-l dea uitării pe Lucian și mai repede decât ne-am fi așteptat, o revedem într-o postură necunoscută nouă până acum. În seara asta s-a terminat cu Rodica. Am să devin Rodica, cea care a fost înainte să-l cunoască pe Lucian.
Au trecut câteva ore de când Mara și Rodica au intrat în club. Până la urmă, nu este nimic nefiresc în faptul că cele două prietene au ieșit să se distreze, doar că Rodica pare puțin amețită, iar flirtul ei destul de convingător. Hai că văd că tot îmi face cu ochiul. Ce mi-a să nu pierd. Pare că sunt cu distrat. Și ce vrei să te uiți acolo? Bă, frate, mă duc. Bă, mă duc. Succes. Bă, mă duc. Bună seara frumoaselor! Bună! Bună! Am văzut așa mai specială. Îmi plac ochii tăi. Mulțumesc! Ce zici, tu n-ai vrea să ne retragem și noi altundeva? Sună interesant. Pardon? Te puțin, Rodica, ce faci? Rodica face bine ce faci. Ce fac? Nu ți se pare că te grăbești? Nu se grăbește. Nu mi-ai spus tu să-mi trăiesc viața? Da, dar... Vrei să te mai gândești puțin? Nu cred că am la ce să mă mai gândesc. Atunci zic să mergem, să nu mai pierdem timpul. Rodica începe să-și revină destul de repede și mă bucur foarte mult. Începe să devină vechea variantă a ei. Îmi place băiatul ăsta. Sunt sigură că o să-mi ofere exact ce am nevoie. De ce m-aș gândi? Ai fost tu cea care mi-ai spus că trebuie să-mi trăiesc viața și să mă bucur de fiecare moment. Băiatul pare unul foarte liniștit și... Da, ai și tu dreptate. Cred că m-am obișnuit eu. M-am obișnuit așa cu tine. Acum ești acum, cum ai devenit acum, dar... Așa erai tu înainte, deci trebuie să mă acomodezi din nou. Ar avea de ce să... Eu zic că nu e de ce să te îngrijorezi. Vezi? E în perfectă siguranță cu mine. Da. Păi atunci hai să nu mai tragem din timp și hai să mergem. Bine, dar, te rog să ai grijă de ea. Dar măcar te rog să-mi dai un mesaj când ajungi acasă, să știu că ai ajuns bine, da? Stai liniștită, pot ajunge cel mai bine. Sigur voi fi bine. Te rog. Aș putea să fiu altfel? În niciun caz. Bine. Am încredere în tine. Să nu uiți de mesaj, te rog. Cu siguranță. Distracție plăcută. Te pup! Ce faci, Rodica? Caz dintr-o extremă în alta? Nu vreau să stric viața nimănui. Și nici nu vreau ca cineva să repare ceea ce Lucian a stricat. Însă, în seara asta vreau să mă distrez cu un bărbat. Teoretic, n-ar trebui să-mi fac griji de nimic, dar în seara asta îmi fac multe griji pentru ea. Sper să fie totul bine. Distracția cu tânărul din club a costat-o ceva timp pe Rodica, care ajunge acasă abia după miezul nopții. Bună seara, iubito! Sau, mă rog, bună dimineața! Știi cum se spune? De când noaptea târziu, mai bine dimineața de vreme. Tu ce cauți aici? Cum adică ce caut aici? Aici locuiesc. Tu ce faci? De unde vii? Cred că trebuia să mă anunț înainte să vii, adică cel puțin îmi schimbam culoarea părului, știi, am observat că nu-ți mai plac brunetele, îți plac blondele. Și plus de asta, noi eram într-o pauză. Ultima dată când eu am primit un mesaj de la tine, a fost cel cu pauza. Nu înțeleg cum ai tupeu și nesimțire să vii și să-mi ceri tocmai tu mie explicații? Știi, cred că aburii de la alcool ți-au dat puțin halucinații. Nu înțeleg chestia cu... Acum oprește-te. Eu poate sunt amețită, dar nu sunt proastă. În schimb, tu ești cel care continui. Deci nici măcar acum nu ai demnitatea a unui bărbat, demnitatea de bărbat, să-ți recunoști greșeala. Aburii mei de la alcool... Cred că sunt mai lucidă și mai conștientă și mai realistă de tot ceea ce se întâmplă față de tine de 10 ori mai mult. Tu îmi reproșezi mie, te rog frumos. Vrei să-mi spui că nu e adevărat că tu nu ai avut nicio relație sau cel puțin nu ai avut nimic de a face cu nicio blondă? Știi, în legătură cu asta pot să-ți explic... Chiar crezi că explicațiile tale mai schimbă ceva? Nu, dar nu înțeleg situația. În primul rând... Au fost, de-aia ți-am și spus, de-aia ți-am spus să luăm o pauză, în primul rând. Pentru că simțeam că m-am îndrăgostit de altă femeie. Blonda era pauza ta. Vai, cât de ironic și nesimțit poți să fii până la urmă. Serios? Tu realizezi tot ceea ce îmi spui? Ca și cum eu își cer ție o pauză pentru un tip mai blond. Că e pauza mea de care eu am nevoie. Tu realizezi tot ceea ce scoți în momentul ăsta pe gură? Te rog frumos, nu mai începe chestii de genul ăsta, pentru că s-a văzut și la tine că deja erai mult mai distantă de mine. Da, dar eu nu am
pe mine nu m-ai văzut cu niciun blond așa cum te-am văzut eu pe tine cu o blondă. Dar într-adevăr, am fost în club cu prietena mea, m-am simțit bine pentru că sunt o femeie puternică, sunt deșteaptă, sunt frumoasă, iar tu nu m-ai meritat. Înțelegi? Iar pentru că tu nu ești în stare să îți recunoști greșeala, cu atât mai mult mă faci să-mi pară rău că mi-am pierdut 3 ani din viața alături de tine, când puteam să-mi trăiesc viața exact așa cum o trăiesc acum și cum merit. În primul rând ți-am spus. În primul rând lasă-mă să-ți spun eu. Pleci tu sau plec eu? Pentru că eu nu mai... Nu, pur și simplu nu te mai pot vedea, nu te mai suport, înțelegi? Rodica, cum poți să vorbești așa cu mine? Adică gândește-te puțin, am plecat pentru noi, pentru un viitor mai bun, pentru ceva mai frumos între noi doi. Tu m-ai trimis, chiar tu m-ai trimis acolo. Tu mi-ai spus, hai să ne luăm casă, hai să ne luăm mașină, hai să ne facem nuntă, hai să facem toate lucrurile astea, pentru că în România nu putem face aceste lucruri. Pleacă în străinătate, pleacă în Germania, pleacă pe mai mulți bani. Acum îmi reproșesc toate chestiile astea. Da, ți-am spus că am avut nevoie de o pauză. Doar că... Te rog să nu te... Te rog să nici măcar să nu îndrăznești să te apropii de mine, înțelegi? Care parte din nu te suport, nu vreau să te mai văd, nu ai înțeles-o? Da, dar mă gândesc că poate... Nu te gândi la nimic și dacă nu încetezi să te apropii de mine, am să trezesc tot blocul. Alege tu! Nu mai țipa, ascultă-mă 2 secunde. Nu vreau să te ascult! Pleci tu sau plec eu? Alege! Se pare că pentru Lucian pauza a însemnat un moment de rătăcire. În schimb, pentru Rodica nu mai există cale de întoarcere și, fermă pe poziție, ea este decisă să încheie relația definitiv. Dar adevărul trebuie aflat de ambele părți și abia atunci vom putea afla deznodământul relației lor. Pauză, de ce ai avut nevoie? Dacă nu te mai simțeai în largul tău alături de mine sau într-un nucleu de relație cu mine, trebuia să-mi spui nu mă mai regăsesc, punct! Nu e vorba despre asta, pentru că toate sentimentele pe care le-am avut și le am față de tine sunt adevărate. Niciodată nu m-am gândit că e ceva fals sau nu am simțit ceva. Păi le ceva. Ai sau nu le ai? Le am, le am, doar că... Dar de ce ai simțit tu nevoia să iei o pauză când voi oricum erați într-un soi de pauză? Că nu vă vedeați zi de zi, nu era ca și când te vizita, venea pe capul tău, nu știai cum să mai scapi de ea. Era bine mersi aici, tu erai în Germania. Ce înseamnă ce să luăm o pauză? Adică, ești sincer? Spui tot adevărul, Lucian? Da, bineînțeles. Am vrut o pauză doar pur și simplu pentru că simțeam că ceva lipsește în momentul respectiv. Nu am vrut să divagăm, să ajungem la... Vrei să încetezi cu toate minciunile astea? Chiar ți se pare că sunt proastă? Nu ai de gând să recunoști nimic din relația cu blonda? Chiar crezi că sunt atât de... Idiotă, eu știu ce am văzut foarte bine cu ochii mei. Rodica, el eu... a plecat să muncească, Rodica. Nu a plecat să se întâlnească da, doamnă, cu nimeni acolo. Da, doamnă, să muncească acolo. Peste o blondă, mă scuzați, mult. Să muncească peste nu o blondă. Nu este adevărat. Eu înțeleg, ai copilor. Curaj să spui că nu este adevărat păi când nu... eu am văzut asta cu ochii dar mei? Dar nu înțeleg ce blondă, la ce te referi? Păi eu îți mai spun o dată. E a treia oară când îți repet că am văzut asta cu ochii mei, pentru că eu am fost acolo. La ce bun să vrei să repar ceva dacă în momentul de față minți? Ți-am mai spus. Adevărul poate fi și o sabie cu 2 tăișuri. Nu te înspăimântă puțin ideea că iubita ta, sau mă rog, nu mai știu exact cam în ce ape vă scăldeați voi acum, Post. Vine și-ți spune că te-a văzut cu ochii ei? Păi nu, dar... Ce-a făcut ea? A mers până acolo ca să te spioneze? Da. Nu cred, mi se pare absurd, adică, în primul rând, ce blonde, blonde, de unde tot blonde, nu înțeleg. Ce legături, într-adevăr, ce conexiuni. În Germania multe femei sunt blonde. Corect, exact. Toate vecinele mele de pe stradă sunt blonde. Poate, nu știu, dar e imposibil. Și dacă ea a venit personal cum să discute cu tine să și te-a văzut cu o blondă. Să vină unde? De ce negi? Să vină în Germania după mine? De ce nu ești mine? Bărbat și recunoști? Dar e imposibil. De ce a trebuit să-i dai un mesaj și să-i spui că vrei o pauză? Dar ce, nu ești suficient de ce bărbat? De ce să fie Rodica atât de imposibil? Să-l vizitezi pe iubitul tău în Germania. Marela, tocmai ea nu vorbește. Este imposibil deloc, pentru că tocmai cum asta adică? Am și făcut. Eu am fost la el în Germania, pot să-i dau detalii despre stradă, despre poartă, despre modul în care a intrat de gât cu acea fată, iar acea fată blondă a intrat în locuința lui ca și cum ar intra acasă la ea. Pot să-i spun tot ceea ce el are nevoie, pentru că eu am fost acolo și am văzut cu ochii mei și de asta, Rodica, doamnă, Rodica, de ce tu vorbești? Tu vorbești? De câte ori am venit eu și nu te-am găsit pe tine acasă? De câte ori?
Spune-mi, te rog. Dar ce trebuie să stea numai doamna, tu să doamna, 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 sau de câte ori, de 3 ori am venit, dar am sunat la așa și nu mi a și ce trebuie să o găsim numai la cratiță? Sau se ducea, se ducea la servici, se întorcea acasă. Se ducea și la bere, se ducea și mânca și în oraș cu prietenii. Se părea ceva normal? Păi eu nu ieșeam seara de seară la bere, cât timp am stat și am suferit ca o proastă după tine. Și după planurile noastre, da, de fapt, nu, scuze, minciunile. Nici eu n-am ieșit seara de seară, exagerez deja, adică, în primul rând, și eu adică am fost de acord. Tu vrei să spui că ceea ce a văzut iubita ta cu proprii ei ochi, de fapt, n-a văzut? Rodica este, a fost și va fi o femeie foarte bună, foarte frumoasă, cu foarte multe calități. Wow. Și a fost și dorința ei. Ce s-a întâmplat în Germania? Distanța? Ochii care nu se văd? Nu știu ce să spun, pentru că eu nu merg pe premiza că ochii care nu se văd se uită, doar că a fost o altfel de relație, a fost o chestie puțin mai diferită, mai... Cine era tipa respectivă? Nemțoaică sau româncă? Era româncă. Bineînțeles, altă nație n-ai fi putut să-ți iei, pentru că altă limbă nu o stăpânești decât româna. Păi doar da, culoarea părului a schimbat. Hai, Rodica, în primul rând, o femeie nu se uită la ce limbă știi să vorbești. De ce mă rog? Dați puțin să ne înțelegem. Deci, iar te bași tu? Bineînțeles că mă bat. Păi stai un pic, de ce mama ta are dreptul să vorbească? Păi și asta s-a întâmplat la o lună și ceva după ce tu ai ajuns acolo? Da, recunosc, a fost o femeie în viața mea în momentul respectiv. Am încercat să văd cum fac în așa fel încât să fie bine și cu Rodica. Nu am vrut să o mint. Să mă agimăgești? Am fost fraieră. Nu, înțelegi greșit. Tu mereu ai înțeles greșit. Ce pot să înțeleg greșit în momentul în care spui am încercat să împart și capra și varza, să-mi fie bine și cu aia acolo, dar nici pe asta la altă să nu pierd. Ce înseamnă lucrul ăsta? Nu e adevărat. Eu am vrut în momentul în care am simțit că am simțit că m-am îndrăgostit de fata. Wow, te-ai îndrăgostit? Da, și am simțit în momentul respectiv, recunosc. Da, într-o lună. Și pe mine mă iubeai prin mesaje. Nu, pe vezi tu, asta este chestia. A dispărut iubirea. În momentul în care am simțit ceva față de altă femeie, am spus că nu este drept față de tine și ăla a fost motivul. De-aia ai spus că vrei să iei o pauză. Exact, pentru că nu știam ce să fac. Nu știi pe cine să alegi, adică. Sau cum, Mara. Ok, și acum, dacă ești îndrăgostit, Nu sunt, am fost, am spus, am și specificat, am fost. Păi și cât a durat relația respectivă? Relația respectivă a durat aproximativ o lună și puțin. Wow. Am crezut că m-am îndrăgostit pentru că duceam lipsă de afecțiune. Eu mă simțeam foarte singur acolo, mă simțeam al nimănui, niciodată n-am fost plecat de acasă, pur și simplu. Ok, și de ce nu mi-ai comunicat mie? Vorbeam în fiecare seară la ora 9. Vorbeam pe cameră. De ce nu ai discutat cu mine să avem o comunicare? Eu am stat închisă în casă ca un câine, gândindu-mă să nu fac un lucru greșit care pe tine să te deranjeze sau pe tine să te facă să te gândești. Apropo, Lucian, femeia asta a trăit pentru tine. Eu o cunosc foarte bine cum era ea înainte și ce a devenit pentru tine. Crede-mă. Și el a plecat să muncească pentru ei, Mara, Rodica. Iar Rodica l-a respectat foarte mult, adică pe Lucian. Adică dumneavoastră înțelege cu alte cuvinte gestul fiului dumneavoastră, nu sărăcuțul de el. L-a trezit nu după o lună și ceva singur cu acolo și ce a zis? Nu pot să stau acolo. Singur, nu? Adică sunt bărbat. Ce, Doamne, iartă-mă? Știi că a întrebat-o dacă vrea să meargă împreună și a refuzat să meargă să lucreze împreună? Asta ar fi fost o idee. Da? Probabil că ai fi înșelată cu ea de mână, sau cum? Ei. Nu, niciodată n-aș fi făcut așa ceva, pentru că asta a fost o simplă rătăcire de moment. De ce nu a pornit ideea asta, să vină ideea asta de la tine, să simt Rodica, că tu simți? Dar ceea ce s-a întâmplat în Germania cu tine, tot o rătăcire de moment a fost? Adică Lucian ne-a explicat ce și cum, dar pentru tine tot o rătăcire în, de în moment? Germania, sau... cu ea, în Germania? Păi da, scumpa ta viitoare soție la vremea respectivă s-a gândit să vină să vadă ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă cu tine, da? Pentru că de la un punct încolo ai cam început să devii foarte sărac în mesaje, apeluri video. Mamă, și mai știu eu ce. Tu știi? Și un prieten de al marei, Dragoș, poftim, nu știu dacă Mara, tu-i cunoști, tot timpul Mara între voi. Avea drum către Germania, oricum, și a plecat împreună cu iubita ta. Au la drum. Au plecat cu mașina? Da, au plecat cu mașina pentru că omul acela avea un drum în Germania. Nu mai contează. Coincidența face că exact în momentul respectiv tu i-ai dat papucii printr-un SMS. Bravo, Lucian, adică foarte serioasă relație și foarte, foarte serioase intenții de nu viitor. Nu m-am simțit sigur. Nu știam cum să mediez situația, nu știam cum să îi spun întreabă lucrul ăsta. Întreabă-te pe Rodica ce a făcut ea.
în seara respectivă, când a primit mesajul bombă de la tine. Ce ai făcut, Rodica? Pentru că erau cazați în aceeași cameră, ea și Dragoș. Adevăr, chiria este scumpă, pot înțelege asta, da? Adică erau cum? Cum erau? Cazați în aceeași cameră. Cum erau cazați în aceeași cameră? E scumpă chiria, tu ar trebui să știi lucrurile acestea. Cât era din tu gândește-te că iubita ta a vrut să-ți facă o surpriză, da? Să vină să te viziteze, să te vadă. Păi, să vină să mă și vadă... Și întocmai, că ea, săraca, nu a avut parte. Tu i-ai dat un mesaj? Păi, eu i-am dat un mesaj cu la revedere. Stați puțin, da? În primul rând, da, am vrut să merg să-l vizitez și să-i fac o surpriză, pentru și că el avut... mi-a promis că după 3 luni va veni acasă. Bineînțeles, găsindu-și pe altcineva, mi-a scris, lasă că rămân să facem bani, să nu știu ce. De-aia am decis să merg. Chiar rămăsesem pentru bani. Rămăsesem ca să muncesc pentru noi, pentru familia noastră. Am văzut cu ochii mei. Iar eu, spre deosebire de tine, ca să îți arăt ce înseamnă demnitate de persoană. Ce înseamnă demnitate? Da. Tu vorbești de demnitate? Am avut un moment de vulnerabilitate. Ce ai avut tu? Tu ai dormit în aceeași cameră cu un bărbat? Da. Poftim? 2 paturi sau 1 pat? Poftim? Și cred că asta? Astea sunt detalii care pe tine trebuie să te intereseze cel mai și cel mai puțin. Cum? Ei, știi ce ar trebui să te intereseze cel mai și cel mai mult? Reacția lui totuși denotă o gelozie și gelozia cred că izvorăște tot din iubire, nu? Da, dar nu cred că își mai are rostul. Spune-i, te rog frumos, Rodica, adevărul până la capăt. Bineînțeles că am să-i liniștește. Sunt foarte liniștit, nu e nicio problemă, dar nu trebuia. Așa cum tu te-ai simțit singur, în momentul în care eu am primit mesajul tău, m-am simțit foarte vulnerabilă. Și ce crezi? Am găsit putere și protecție în brațele lui Dragoș. Cine știu, Dragoș e ăla care te-a dus pe tine, prietenul lui asta? Da, exact. Bineînțeles, nu, dar din nou. Pe ea nu amesteca în situația asta. Și îmi pare rău, regret momentul acela. Ce înseamnă că ți-ai găsit consolare și remediu în brațele lui Dragoș? Păi în urma surprizei. Te rog eu frumos, da, nu te mai băga. Știi ce este în sufletul unei femei? Cât de frustrată se simte când știe că timp de 5 luni de zile a stat după un bărbat. Te-am întrebat simplu și să-mi răspunzi la ce te-am întrebat. Așa cum tu ai evitat răspunsurile, eu am dreptul să îți răspund cum vreau eu. 1 la mână. 2 la mână, îți mai repet o dată. Știi ce în sufletul unei femei? Ce nu s-a mai întâmplat între voi? Adică înțelege asta. Ce? Cum? Spune-mi și mie, te rog, cum m-ai înșelat? Cum ai putut să faci așa ceva din cauza la un mesaj? Sau? Stai puțin. Asta știi e care e diferența între noi doi? Eu nu am venit aici să afirm m-am simțit îndrăgostită. Nu! Eu am făcut chestia aia din răzbunare, din frustrare, dar a doua zi m-am simțit pur și simplu ultimul om. Știi ce înseamnă chestia asta? Nu! Pentru că tu, în acea perioadă în care ai fost cu fata aia, te-ai simțit în largul tău, ai fost fericit. Eu, în schimb, am făcut chestia asta doar din răzbunare. Asta este diferența dintre voi doi. Ea regretă, să spun că m-am îndrăgostit. Ești mândru. Asta e culmea. Păi de ce să fie chiar așa de culme? Adică, păi, faptele voastre nu sunt oarecum la fel? Nu mi se pare la fel, pentru că eu în momentul în care am... De ce? Că tu ești bărbat și ea e femeie. Nu e vorba despre lucrul ăsta, dar în primul rând... Nu te așteptai că ea să te înșele? În momentul în care eu am vrut ceva de la altă femeie, am simțit altceva, am crezut că simt altceva, de fapt, pentru că nu am simțit cu adevărat. Adică tu vrei să-mi spui că nu fusese și intim cu Duduia și în momentul în care te-ai decis să fii intim, i-ai dat ei mesaj că vrei o pauză? Nu e, dar la... Păi, despre ce vorbim? La mine a fost o... Dar tu la ce te așteptai? O rătăcire de moment, în primul rând. Vreme de o lună. Să-ți plângă pe la ușă, la ce te așteptai? N-a fost chiar un moment, au fost mai multe momente. Ar putea măcar acum să fii sincer cu tine însuți, în primul rând, pentru că oricum tot ceea ce tu îmi spui pentru mine nu mai contează. Părerile mele de rău s-au oprit în momentul în care, da, mi-am vărsat frustrarea și m-am răzbunat în acea seară. Dar tot ceea ce am făcut după, nu mă mai simt vinovată cu absolut nimic, pentru că am realizat că tu greșeai dinaintea mea și greșeala ta a fost mult mai mare, pentru că în același timp ți-ai bătut joc de mine, înțelegi? Ți-ai bătut joc de 3 ani ai mei din viață, ți-ai bătut joc de libertatea mea, de prietenii mei, pentru că eu m-am privat de toate, să-ți ofer ție timpul meu, atenția mea, dragostea mea, grija mea, mi-am lăsat prieteni la o parte. Și uite cum ai ajuns la vorbele mele, iubita mea. Am renunțat să mai am o viață socială. Pentru cine? De ce trebuia să te răzbun, Rodica? Puteai foarte bine, mersi, să-l întrebi pe el, să-i dai telefon și să-l întrebi ce s-a întâmplat, ce-i cu tine?
Te-am văzut? Doamnă, dacă l-a văzut cu ochii ei și dacă fiul dumneavoastră... Da, da, putea să fie sau să nu fie împreună cu acea femeie. Nici măcar nu s-a deranjat, doamnă, să o sune, da? Adică i-a dat papucii prin SMS. I-a văzut împreună, puteau să fie pe stradă, da? I-a văzut într-o cameră undeva. Nu cred că erau doar așa... Și în primul rând am văzut să mergeau pe stradă. Nici una pe stradă nu sare pe gât. Am sunat-o pe ea a doua zi. Stop. Și uite, iubita mea, cum ai ajuns la vorbele mele când ți-a spus că o femeie, atâta timp cât trăiește pentru bărbatul ei, întotdeauna va fi nefericită. Măi, fată, ce relație serioasă ai avut de idei sfaturi? Iartă-mă pe mine că te întreb. Se pare că am întrebat de chiar dacă una de nu ne mai trebuie. Am învățat din greșelile voastre, ok. În 3 ani până să plec, te-am înșelat vreodată? Eu și după ce ai plecat am continuat să-ți fiu credincioasă, știi? Da, prea credincioasă. Da, ia te găseam acasă când veneam. Uh-huh. Adică a avut dreptate vecina aceea. Doamne, mă rugam de ea să iasă din casă cu mine la un suc, la o terasă și nu ieșea. Ce vecină, doamne, ce vecină? Este o vecină aici în bloc care a spus clar că a văzut-o cum pleacă, eu știu pe unde, se întoarce seara sau nu se întoarce. Și mie de ce nu mi-ai spus, mamă? Pentru că n-am vrut să te supăr, Lucian. Până la urmă este tânără. Poate să pună ochii pe un bărbat? Sau vai, nu pot să cred, vecină, nu pot să cred așa ceva. Se poate influența, nu mai zi așa. Despre cazuri n-am văzut la viața mea, dar tu nu trăiești pe pământul ăsta? Nu auzi, nu vezi? Nu pot să cred, nu pot să concep așa ceva despre Rodica. Păi uite, o să crezi. O să vină ziua când o să crezi. Tot ce spun eu. Încearcă și vină mai des la ea, așa cum spun eu. Bine, să cred așa, nu pot să cred. Să dezbină familia în felul ăsta. Îți convine de situația asta? Nu-mi convine. Sună-ți băiatul și spune-i. Măi, ceva nu chiar e regulă. Chiar am să-l sun pe Lucian. Ăsta e sentimentul meu de mamă. Eu simt. Ceva nu e în regulă. Eu nu vreau să bag bețe, nu vreau să bag strâmbe. E nora mea, o iubesc, e frumoasă, e deșteaptă, e nu știu ce, dar... ceva nu e în regulă. Mamă, nu se pare normal să aud și eu treburile astea? Până și abia să te necăjesc? L-ai înșelat și până atunci? Nu. Pur și simplu pentru că o spuneți voi, eu trebuie să o cred, nu? Eu, diferența între mine și tine este că eu îți recunosc. Da, ți-am spus. A fost destul de asumată a fost o greșeală. Dar tot ceea ce s-a întâmplat după Dragoș... Și înainte de Dragoș nu s-a întâmplat nimic, nu? Nu. Și a revenit la cum era ea înainte să te cunoască, adică pe tine. Cum, și la cum o cunoșteam cum, eu. Ca tine. Nu, o femeie care își trăia viața și nu stătea după fundul unuia care nu o merită și nu o respectă. Dar mă și pe mine să înțeleg, adică tu te așteptai ca ce? Adică îi spui viitoarei tale soții, hai să luăm o pauză, după care nu mai vorbești cu ea și te-ai fi așteptat ca ea să te aștepte? Plângă pe la ușă? Nu, sau? Doar că vedeți dumneavoastră, în seara respectivă, eu i-am dat mesajul acela, doar că mi s-a părut prea puțin și am vrut să vorbesc cu ea a doua zi. Am sunat-o de nenumărate ori. Și ce ai fi putut să-i explici? Adică ai fi spus adevărul? Că uite, am cunoscut pe cineva aici și nu mai sunt niciodată sigur pe sentimentele mele. E prea laș. Nu e adevărat. În primul rând aș fi încercat să îi explic tot ce se întâmplă pe ansamblu, să ajungem la un consens. Poate înțelegeam cu adevărat în momentul respectiv. Să trăiți fericit, Mara, o trăiți. Mara, nu te mai băgatul, Mara, între ei. Adică, făceți-mă și pe mine să înțeleg. Adică, experiența asta de viață te-a făcut pe tine să realizezi că, de fapt, Rodica este femeia de care tu ai nevoie? Da, în momentul în care eu am avut acea mini-relație, nu pot să o numesc, de fapt, relație, pentru că pentru mine a fost un extaz în momentul în care m-am întâlnit cu o femeie. Stai puțin. Îți mai spun încă o dată și discuția asta văd că mergem împrejurul unei minciuni până la urmă. În primul rând, tu ai plecat, da, într-adevăr, la insistențe de ale mele să mergi să muncești pentru casă și nuntă și ce ne-am mai propus noi. Mi-ai spus că maică-ta mă va ajuta. Nu, mi-ai lăsat-o pe măta fix ca un soldat. Ce fac? Unde merg? Cu cine merg? Ce mănânc? Ce asta nu mănânc? Când mă spun pentru tine? Asta a fost mama pentru tine? Poftim? Mă gonea de fiecare dată săptămână de săptămână și făceam curățenie. Noi, făcea curățenie. Da, și asta îți făcea e ție, normal. Îți făcea ție, pentru și că ești băiatul ei. Tu de câte ori mai gonit și mi-ai spus că n-ai nevoie de nimic, n-ai nevoie să-ți fac cutare, n-ai nevoie să-ți fac cutare, că tu ești doamna, obosită. Doamna, vă văd o femeie în toată firea. Vreți să ne dăm arama pe față? Că nu ne dăm arama. Nu m-ați vrut de la început? Nu, mi-a plăcut. Ce soi ești. Da. Hai să râzi. Dar asta este ce să facem. Ce soi e? Dar e soi toate, mai bun? Dar cu toate acestea, ați acceptat situația, pentru că fiul dumneavoastră părea fericit, nu? Atâta vreme cât ei se înțeleg ce rost aveam eu să-i spun, i-am spus de câteva ori da, și mamă, a continuat, da. Am zis lasă-i, că ei se înțeleg bine, nu trăiesc cu mine în casă,
Trăiesc ei doi. Dacă mama, ei se împacă, să-mi spui. Să-și continue viața. Ce să-ți ce spui, Lucian? Eu am aflat după 2 săptămâni jumate că tu nu te mai duceai la ei. Eu am crezut păi că... mi-a interzis să mai merg pe acolo, nu? De ce? A fost păi al dragul sau a fost chiar dragul? Ce să era fac aici? Ce angajată să spion? Ți se pare că nu sunt în stare să-mi bag o mașină de... Să-ți facă ție și un dragul de mâncare, ce să facă? Dragul și-a spus că de atunci nu am mai avut treabă cu el. Dar foarte mândră de mine să-ți recunosc că da, după Dragoș m-am văzut cu alți băieți și sunt mândră de situația asta, ce crezi? Sunt mândră, da, pentru că m-am regăsit ești pe mine. Ești mândră de ce? Că ai înșirat pe alții în locul meu după mine la un scurt timp? De păi ce? Parcă erați despărțiți. Ce mai vrei de la mine? Nu înțelegi că s-a terminat, e gata? Ce mai vrei? De ce n-ai plecat încă? Stai puțin, nu mai țipa așa. În primul rând, noi n-am ajuns la niciun deznodământ. Ce înțeles fiul dumneavoastră că așa este bine să procedezi într-o relație? Adică e un pic șocant ceea ce spune el. Adică fiul dumneavoastră ar fi preferat să meargă înainte, da? Niște ani buni. Ce se întâmpla dacă mai apărea și un copil? Cum rămâne cu lucrurile pe care ți le-am trimis, cu banii pe care ți le-am trimis? Cum facem cu treburile astea? Cum procedăm? Pentru că ți-am trimis o sumă considerabilă de bani. Sunt mândră, da, pentru că m-am regăsit ești pe mine. Ești mândră de ce? Că ai înșirat pe alții în locul meu după mine la un scurt timp? De păi ce? Parcă erați despărțiți. Exact. Eu pentru ce o judeci acum? O pauză. Nu i-am spus să se ducă în lume pauză, și să ne despărțim. Pauză, ce înseamnă, despărțire? Domnule? Despărțire? Pauza, ce revin am la, ție să-ți fie bine, eu întrebarea să-ți mea. Hai să luăm o pauză. Adică ce ar trebui să înțeleagă partenerul când treaba e serioasă, urma... da? Mergem către ideea de căsnicie. Sunt plecat acolo să fac bani pentru casa noastră. Și după aia brusc, hai să luăm o pauză. Ce pot spun să înțeleg eu ca și partener? Vă spun eu? Mamă, ce înseamnă pauza pentru el? Da, probabil, da. Lasă-mă să-mi fac viața. Ei, da. Și să... Dacă iese, poate, ok, rămânem exact, în pauză. Exact, nu, da, e așa. Da, da. Nu e așa. În primul rând, eu i-am spus atunci, în seara respectivă, printr-un mesaj, într-adevăr. A doua zi am sunat-o, n-a răspuns. Urma ca în a doua zi să definitivăm împreună ce înseamnă acea pauză, pentru că eu nu aveam de gând cu adevărat să mă despart de ea. Despărțirea e despărțire, pauza e pauză. Probabil că avea aștepta să luați o pauză. Pe asta vreau să spun, că era cu Dragoș. Dar realizez că n-avea cum să-i pice bine treaba asta cu hai să luăm o pauză. Da, de la nu-ți pica bine până la... Ți-am cerut o pauză, pentru că o blondă mi-a făcut cu ochiul, mi-a sărit în ochi și voiam să văd cum... Adică eu încerc să te înțeleg, Lucian. Tu ai vrut să fii oarecum fair play, doar că ai spus o bucățică din adevăr, nu l-ai spus pe tot. În momentul în care am vrut să spun mai mult din adevăr, nu am putut, pentru că dânsa era cu dânsul. Sau dar dânsul cu dânsul. Dar ce voi să recăi că ciurma pe la poartă? Tu mi-ai spus la telefon când tu abia ai recunoscut la insistențele domnului Ernest. Ai recunoscut de unde că știi? Este vorba de blonda aia. De unde știi că nu ți-aș fi spus? Pentru ești Dumnezeu? De unde ai tu ce te-ai spus? Da, nu are sens să discutăm despre presupuneri, pentru că nu are sens. Nu știm ce ar fi făcut Lucian, habar nu avem, da? Eu știu foarte bine ce aș fi făcut. Ți se pare absurd că ți-am spus lucrurile astea? Eu am fost sincer cu tine de la început. Degeaba adevărul nu este plăcut dacă nu este spus în momentul în care trebuie spus. Și asta o relație se bazează pe încredere și respect. Iar eu cred că între voi nu prea există respect treaba asta. Din partea amândurora, atunci, nu doar din partea ei. N-avea cum să ducă prea departe. Pe normal, am pentru că nu l-ați învățat să respecte femeile. Am discutat, dar acum nu discuția adevărat. S-a încheiat aici. Eu mă duc să-mi iau un pahar de apă, tu o iei pe măta și părăsiți canapeaua mea în casa mea. Pe cine să iau? Pe stai puțin, măta. Stai puțin, că nu rămâne așa. Stai 2 secunde, stai puțin. Măta. Nu e un secret că nu v-ați plăcut până la urmă, nu? Adică... Nu mi-a plăcut mie deloc de ea. Noi avem niște treburi de rezolvat. Ce mai vrei de la mine? Nu înțelegi că s-a terminat, e gata? Ce mai vrei? De ce n-ai plecat stai încă? Stai puțin, nu mai țipa așa. În primul rând, noi n-am ajuns la niciun deznodământ. Cum rămâne? Ce se întâmplă între noi? Noi... Ce să mai rămână între noi? Ce? Eu nu te mai vreau, știu ce vreau acum, iar tu nu ești ceea ce eu vreau. Care parte nu poți să o înțelegi? Bine, 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 am înțeles. Tu nu mai mă vrei, eu nici eu nu te mai vreau, pentru că am auzit cu câți bărbați ți-ai făcut treburile? Da. Am auzit ce fel ai gândit tu față de lucrurile pe care ți le-am spus.
Bun, am înțeles, toate lucrurile astea le-am înțeles, dar cum rămâne cu lucrurile pe care ți le-am trimis, cu banii pe care ți i-am trimis? Cum facem cu treburile astea? Cum procedăm? Pentru că ți-am trimis o sumă considerabilă de bani. De ce a înțeles fiul dumneavoastră că așa este bine să procedezi într-o relație? Adică e un pic șocant ceea ce spune el. Probabil așa a primit educație. Și nu vrea să-și încalce o promisiune. Cât a avut o scăpare, domnul Ernest? Nu mă refer la ceea ce s-a întâmplat în Germania. Adică fiul dumneavoastră ar fi preferat să meargă înainte, da? Niște ani buni, ce se întâmpla dacă mai apărea și un copil pe parcurs. Nu cred, da? Că dacă nu ar ne fi mai având plecat sentimente vis-a-vis de ea, doar pentru că și-a dat cuvântul că va face asta și n-a vrut să o dezamăgească, chit că lui nu era bine, păi nu e sănătos așa. El a ascultat-o pe ea pentru că ea își dorea neapărat, da, își dorea neapărat să se căsătorească, să-și întemeieze o familie, să aibă casa lor. Credeți, iar singura iubit? Posibilitate credeți era să plece. Poftim? Credeți că nu l-a iubit pe Lucian? Ba, eu cred că l-a iubit. Și cum facem cu anii care eu i-am pierdut, cu momentele frumoase pe care eu le-am pierdut, cu tot ceea ce eu am pierdut? Ok, poate tu ai investit niște bani. Păi eu am investit ani, grijă, iubire, respect și tot. Și eu ce-am investit? Poftim? Eu n-am fost acolo. Nu, ai investit o sumă de fost bani. Și anii mei unde au fost? Munca mea unde e? Păi în timp ce tu îmi trimiteai mie niște bani ca să-mi închizi gura, tu îți făceai viața cu altcineva pe acolo. Păi nu ți-am trimis deci bani acolo ca să-ți închid gura, ți-am trimis bani ca să facem ceea ce ne-am propus, să facem o casă, să facem o nuntă, da? Să facem ce ai spus tu să facem. Păi și cum facem că tu doar ce ai spus cu gura ta, că tu de fapt nu simțeai că vrei să faci chestiile alea. Da, tu te minți pe tine singur și dacă stăm să o luăm logic amândoi, tu cred că mi-ești dator. Ce să fac? Cu ce? Da. Eu sunt dator ție? Da. Și dacă ai câteva sute, cred că chiar ai putea să mi le dai. Ca să fim pari amândoi, știi? Știi ceva? De vrut înapoi nu te mai vreau. Cine te vrea pe tine? Și dacă vrei ceva de la mine, singurul lucru pe care ți-l pot oferi e disprețul. Nu mă interesează. Ceva s-a întâmplat. Domnule Ernest, testul timpului ea nu l-a trecut. Și probabil că nici el. Discuția asta nu cred că și are rostul, pentru că o mamă întotdeauna își va apăra puiul. E firesc. Este firesc. Rodica și Lucian nu s-au iubit cu adevărat. Dar nici două luni după plecarea în Germania a lui Lucian, acesta a devenit tot mai sărac în mesaje și apeluri. Semn că deja sentimentele lui față de Rodica scădeau în intensitate. El a demonstrat prin acțiunile sale cât de superficial privea el relația cu iubita lui. Dar testul timpului și al distanței dintre ei l-au picat amândoi, aproape la copy-paste. Și uite așa, după mai bine de 3 ani de relație, Rodica și Răzvan, care ne convinseseră înainte de plecarea în Germania că sunt un cuplu sudat și de viitor, la final s-au transformat în doi străini cu tolba plină de reproșuri. Știi că tu mai ai și banii, dacă vreo 2 luni să-mi dai. Da, mă, da, nu-s fac probleme. Cum să facem? Nu-s fac probleme, rezolvăm și cu ea. Hai, mă, frate, nu mă apuc pe bune, mai ajută-mă și pe mine, că știu că ai bani și ai suflet mare, totdeauna ai avut suflet mare. Am cu mine. Te ajut că ești frate meu, dar ți-am zis cât crezi că aș putea să te ajut. Vreau să-mi deschizi și eu un business. Cum adică, mă, să mă combin cu frate, tot nu ești sănătos la cap? Te combin, mă, cu frate meu, pe bune, te combin de fațadă, n-ai înțeles, pentru bani. Știi că-ți trimis oricând pentru orice ai nevoie, adică eu oricum îți trimit, dar când ai nevoie urgentă de ceva, îmi dai un mesaj și imediat îți trimit, da? Da, iubite, mi-am mulțumit. Restul de bani. Ce restul, mă, băiatule, nu am decât ăia. Cum îmi dai 3 milioane? Ce faci cu mai mult? Băi, ce să fac eu cu 3 milioane? Unde sunt restul de bani? O frică că o să facă George un scandal monstru și o să afle toată lumea tot secretul ăsta. Dacă o să afle toată lumea, se duce pe rupă tot planul. Tu îți dai seama că îl pierd pe Ionuț? El este fratele meu. Mamă, deci că mă bucur că ai venit tu, că așa nu ne-am mai văzut de mult. Păi, ea este în mea soție. Viitoarea lui soție, încântată.